ce nu ții tu și ce ne un nume? Vorbește tu, Rea, că mă duc la meciul după c***. Lasă, bă! Bă, Nino, bă, Nino! Am emoții când vorbesc cu el! Băi. Lăsați-mă că-mi dau cu aralatul ăsta! Stai așa câteva, stai să pun pe dia! Îmi e place muzica ta. O, Doamne, Doamne, te pot să dea bine de sănătate și tot ce dorești în viață, să fii sănătos. Îmi place aia ultima care a scos-o, aia cu, hai să spargem gheața. Hai să spargem gheața. E bine, dacă îți place aia, mă bucur. Ai scos și melodia aia, mate, cu Florința aia, mai cu leacrimi și spine. Da, da. Bravo, și cântele ați de cântat? Poftim? Cântele ați de cântat? Alo! Alo, da! Salut! Salut, Nino, spățelați! Și îmi face melodia ta aia ultima, de aia cu dați să fie. Aia nu este melodia. A, nu, aia cu pe multe de. Da, casă de la cine? De la casă la cine? De la cine? Bună! Suntem cu Nino și astăzi facem farse. Ce vom face? Vom suna pe Nicolae Sax, pe Nicolae... Pe Vali Fișel, e Nicolae Constantin Dodo și foarte... Chiar și pe dușmanii noștri. Știți voi despre cine este vorba și... Să știți așa, chiar vă să... Îl sună pe Miraj, pe Bișo, pe toți artiștii pe care voi iubiți. Normal. Și o să le spunem că îi sună un fan care are puține dificultăți. De vorbit. Iar eu o să fiu ăla. Hai. Țineți-vă bine, o să le încurcăm melodiile, o să-i facem praf, în fine, o să vedeți da, ce facem. Repede like acum, like și comentarii în partea de jos cu cine vreți să facem partea a doua, cu artiști, da? Haide să-l sunăm pe Vali Vigelie. Ok. Am emoții. Băi, dar e 12 noaptea, frate, poate se supără pe noi. Te înțelegi bine cu el? Alo, da. Bună seara, domnul Valirea, sunt, vă deranjez. Vă ascult. Am aici lângă mine un foarte mare fan de al dumneavoastră. Vă cunoaște toate melodiile și are niște deficiențe în a vorbi, dar își dorește foarte mult să-i acordați câteva secunde, dacă da, puteți. Da, da, da. Cu cea mai mare plăcere. Mulțumesc. Alo, Germana. Salut, bună seara. Salut, domnul Vali, mie îmi place foarte mult melodiile voastre. Mulțumesc mult. Îmi place... Te cheamă? Costel. Salut, Costel. Îmi place mult de tot și ascult de când eram eu mamic. Mă bucur să te ajute Dumnezeu. Îmi place aia ultima care a scos-o. Aia cu, hai să spargem gheața. Hai să spargem gheața. E bine, dacă îți place aia, mă bucur. E aia cu, am iubit două femei de alea. Două femei. Da. Bine, Vali. Eu sunt Vali la telefon, Nino. Te pup, Vali, ți-am făcut o farsă! Băi, e de bine dacă mi-ai făcut o farsă, chiar ai făcut un lucru bun. Unde sunteți, Vali? Sunt la Rea și Tina, ca să ei le fac un vlog și ți-am făcut o farsă, zic, hai să-l sunăm direct cu Vali Vigelie, că ține și la glumă, e băiat bun, ne cunoaște și nu ne bate când ne prinde, adică alții poate să ne bată, dar... Și poți să faci ce vrei tu, adică voi, prietenii mei și... Să rămână, Vali, te iubim. Și asta era și intenția, zic, mă, să-l supărăm, să-i spunem alte melodii decât cele binecunoscute care le cântă. Ai reacționat foarte frumos! Ține minte că eu n-am dat să mă supăr când spune cineva melodia lui X sau a lui Y. Ai vrut să închizi, Vali, vreo secundă? Nu, cum să închid? N-avem de ce să închid. Mulțumim, Vali! Puteam să-l fac. Vali, te iubim și te mulțumim. Iubim. Prima dată am vrut să-ți cerem bani, dar ne-am răzgândit. Că știam că ne dai sigur. Auzi, vreau să-și ceară bani. Păi și dacă își cereați bani, îți dai seama ce spunea. Păi și mă luai ca să-ți conta foarte mult cum îmi cerai, că puteai să-mi iei frumos, dar puteai să încerci și să te refuzi frumos. Nu, ziceam direct că avem nevoie de vreo 1000 de euro. Că e grav, e o problemă. E grav, nu știu ce. Dacă Dumnezeu, dacă îmi spuneai că aveai nevoie de 1000 de euro, puteam să te ajutăm cu ce-am eu. Adică, din start,
spuneam, da, unde sunteți, veniți repede să vă luați banii sau... Mulțumim, Vali! Salută, Vali, oamenii de pe vlog și noi ne continuăm farsele apoi. Spor la treabă și aveți grijă de cine dați. Te pupăm, Vali! Mulțumim, Vali! Uitați-mă, un om extraordinar, așa cum l-am cunoscut, așa a rămas, așa... Păi, deci eu am avut emoții, știi? Adică știam că nu închide, dar mă simțeam prost că tu îi spuneai să-i spargem gheața, hai să-i spargem gheața. Asta e și intenția, încercam să le enervez. Sună pe Nicola! Așa, dai, brothers! Te pup, Nicolas, uite, te-am sunat pentru că sunt cu un susținător de-al tău care te iubește foarte mult, dar are niște, are niște deficiențe de vorbire și vrea să te salute, dacă ai câteva secunde. Cum să nu, cu mare drag și cu mare plăcere. Vreau să vă... Alo! Alo! Salut! Salut! Ce faci, dragul meu? Mie-mi place muzica, da. Oh, Doamne, te pup să le alinez o sănătate și tot ce dorești, iată, N-am vrea îmi vrea melodie, dar ascult tot ce cânt. Care? Toate melodii, dar ascult tot ce cânt și eu. Ia. Îmi place aia care, că, ascult-o acum, că ai spui tu că dați să bea. Ba, la cum mă confuz cu sax. Cu sax, cine-i sax? A, Nicole, nu sax, dar nu îmi place aia ta cu... Îmi place aia ta cu să iubești două femei. Oricum știu toate melodiile tale. Auzi, da, aia cu melodia aia când te-a bătut Dani prin separatul lui. A, da, mă. S-a prins, mă. S-a prins. Ce faci, Nicola? S-a prins în sfârșit. Săracu. Dar nu suntem live, filmăm pentru un vlog. Ce crezi? Vali nu s-a prins. Vali, nici el nu s-a prins. Și că mulțumesc. I-am zis lui Vali, auzi, Nicola, i-am zis lui Vali, îmi place melodia ta aia, hai să spargem gheața. Mă duc acolo, ia, mă duc la Matei ăsta, care, al lui Matei ăsta. La Matilu. Te pupăm, mulțumim, te iubim. S-a prins, l-am ținut prea mult, adică dacă îi spuneam doar o melodie, știi, dar eu deja am exagerat, nu ne limeream niciuna. Au, mă dă reportajul ăsta. Gata, o sunăm pe Dodo? Pe Dodo. Pe Dodo. Eu am emoții, bă. Ce? Hai să ținem bani. Nu. E foarte fază că sunt prietenii noștri și am așa emoții, că știu că le fac. Vedem și ne empatizează cu el. Uite, pentru că sunt foarte mulți oameni care au probleme și foarte mulți oameni care... Sunt foarte mulți oameni care au probleme și care au... Idoli, mă înțelegeți? Și noi acum încercăm să empatizăm cu toată lumea și să fie tot ok. Nina este mai cercat. Mamă, nu ne scrii și eu pot să-mi dau la văzut. Ia, uite-o, uite-o zborul. Ia, hai să sunăm pe Dodo. Ce vreau de ce sunt pe... Aoleu! Mai are telefon? Se scapă spaza aia cu amanetă. Nu știi spaza cu... Ești ca un șarpe. Ia. Dodo, sunt cu un susținător de-al tău aici și vrea să vorbească câteva secunde cu tine, dacă vrei și tu, bineînțeles, dar are niște deficiențe de vorbire. Vrea doar să te salute sau chestii de genul. Am înțeles, da, sigur. Bine, ia. E cine e la telefon? E Dodo. A, Dodo. Bună, Dodo. Bună. Bună, îmi place cum cânti rău de tot. Îți place cum cânti? Da, îmi place rău. Bye. Chiar mă bucur foarte tare. Te-am găsit și la Bravo ai stil. La Bravo ai stil, da, ți-a plăcut de mine? Da, ai scos melodia aia cu frumoasă, rău, nu mai știu acum. Da, am jucat și în 5-7 pitici, m-ai văzut? Da, tu erai mamă, aia, albă ca zăpada. Da, eu sunt pa neagră ca zăpada, că mai neagră m-a născut, mamă. Ai scut și melodia aia, mă, cu florința aia, mă, cu leacă și cine. Da, da.
Bravo. Și când te lași de cântat? Când te lași de cântat? Când mă las de cântat, măi, nu știu, că momentan nu merge foarte bine, știi? Aaa, da, îmi place. La ea e Music Production și de-aia, știi? Aaa, îmi place. S-a prins, s-a prins. Am o mormântare veselă. S-a prins, s-a prins, mă. S-a prins, Nino. Da? Coliba. Aaa, Coliba! S-a prins, Nino! S-a prins, ce face, Dolino? Bine, bine, Tinuța, uite, vorbesc cu susținătorul meu, tu? Când te-ai prins? Băi. Din prima secundă, Dino. Mai hazare, mă, n-ai, mă, cum să-i o faci, mă, că știi că dai teroare în fiecare zi la studio. Să da? Prinde, că da cine, dai seama. Hai, la val nu s-a prins. Nebună, ce? În prima secundă, da? Ne aranjeam cu ea. Mulțumim, dar... Băi, de ce crezi? Singura persoană care nu s-a prins până acum a fost Vali Vigelie. Și i-a zis Nino, da, auzi, i-a zis Nino, că îmi place mult melodia aia pe care o cântați dumneavoastră, poate să spargi în gheața. A fost bun. Ba da, am murit, nu încep, ce-am mulțumesc. Hai să mă sunați pe mine. M-am prins foarte bine, îți dai seama, da? Mulțumim, doar, te pupăm! Da, te pupăm, ne continuăm în lista de oameni pe care îmi lăsesc. Pupi, pupi. Ok, haideți că ne sună Cocoș, da, răspunem. Coco, te pup, ce faci? Coco, mă auzi? Dar ea, spune repede, sora mea, că se la treabă. Știu, te cred, te rețin 30 de secunde, hai să-ți explic, sunt cu un susținător de-al tău, vrea să zică doar bună, dar are niște deficiențe de-astea de vorbire, își dorește mult să te salute. Mai spune o dată, te rog. Sunt cu un susținător de-al tău, cu un fan de-al tău și își dorește mult de tot să te salute, dar vezi că are probleme de vorbire, de, adică gen nu o să-l înțelegi foarte bine. Păi și cum să facem? Hai, păi ți-e dau la telefon și salut și tu. Alo, alo. Alo, da? Salut! Salut, Nino, spățelați! Mă, dar de ce se prinde toată lumea? Bă, dați mă ce minut! Hai, pup, te iubim, pa, Coco! Of, Doamne, of! Ok, frumoșilor, haideți să-l sunăm pe Valentino. Toată lumea știe pe Valentino de la Ai să sparge în gheața plus. E bună, a fost o glumă, nu vă luați după ea. Valentino, care a zis că cea mai bună afacere ești tu. Hai să ne iubim, baby, cu baneze. Hai să spargem în gheața. Mai, mai, a fost... E o falsă. Haide, măi, scuze. M-am încurcat dacă am vorbit cu Cocoș ultima dată, mi-a rămas în minte. Bă, scuze, okay. să nu se prindă să și el. Să nu se supere Cocoșa. Te pup, Vali, ce faci? Te pup. Uite bine, eram pe la studio, faceam ce. Ieși un pic afară, te rog mult de tot să nu se audă foarte, să nu faci îngălăgie. Numai două secunde. Stai un pic. Dar nu prea te aud bine. M-auzi? Da, acum te aud. Ok, uite, sunt cu un susținător de-al tău aici și își dorește din suflet să-ți zică bună, dar are niște deficiențe de vorbire. Am înțeles. Poți să vorbești câteva secunde? Sigur că da. Alo, alo. Salut, salut, te pup. Salut, eu vreau de foarte mult la tine, cum cânti. Ai scos o melodie de-asta tristă care am plâns pe ea mult. Că m-am cerzat cu iubita mea. Ai scos melodia aia cu... Ai scos... Ai scos, îmi place melodia ta ultima cu... Da-aia, da-ți să bea. Nu, nu e aia, aia cu titanii, cu... Nu! Aia cu cea mai bună afacerea, afacerea. Am plâns foarte mult când am auzit-o, că pierdusem bani. Aveam 22 lei și pierdusem. Am înțeles, câți ai lei? Cum te numești? Luis Alfredo Marmanus de Paraguay. Ce nu ții tu și ce ne pe un nume? Vorbește dure ea, că mă duc la meciul după...
asta, bă! Bă, Nino! Am emoții când vorbesc cu el! Băi, lăsați-mă că-mi dau cu aralat, nu stai! Stai așa că te faci să-ți bucătăria! Stai! Este Nino, măi, Vali! E Nino, dar nu te-ai prins, mă? Vali, eu sunt Vali, te pupăm! Te pupăm! Și noi pe tine, Vali! Și vreau să vă spun că scoate o mare piesă acum, un hit. Separat de ăla care e asta, nu mai întâlniți eu. E de la nana! What? Ai, pup, hai, Vali, te pupăm! Ba, ba, m-am zis că e vecioa și aici de vară. Bine că nu m-am așezat pe pasul. Aoleu, voi vă dați seama că data viitoare oamenii ăștia se gândesc de două ori înainte să-mi răspundă, nu? Da, nu-ți mai răspunde nimeni, oricum. Ți-e prinde, fii atent, o aranjăm. Îi spune, ai spus aranjăm? Nu, aia este... Ai, perdeaua, unde? Perdeaua, ninele. Da. Așa e. Hai să continuăm. Așa e, oameni. Hai să ne păham unde, da? Leana, pe Costel. Eu. Hamude, te pup, poți să vorbești un minut? Da. Ok, sunt cu... Hai că nu te rețin mult, că sunt un pic afară. M-am întâlnit cu un susținător de-al tău și își dorește din suflet să te salute, dar are deficiență un pic în a vorbi, adică gen să nu... Te chinești un pic să înțelegi, ok? Da, da. Bine, bine, stai. Da, uite, aia, aia. Salut, salut. Salut, la ce mai cânti? Te salut și te salut cu drag și mă bucur că ești ținătorul meu și fanul meu și sper că într-o bună zi să ne putem vedea prin Rea și Tina, să facem o poză împreună. Da, salut, la ce mai tata, ce îmi face melodia ta aia ultima, de aia cu dati să vrea. Nu, nu, nu e aia. Nu, aia am, frate mie, dați să vea. Aia nu este melodia. A, nu, aia cu vemutele. Cu vemutele în ea. Cu vemutele, cu da. Da, aia da. Da. Cu vemutele, da, cu vemutele. Nu, ți-amă de vocea cu Arunino. Băi, și am putut să prins, băi. Bă, nu mai joc. Hamude, ești pe vlog aici. Sunt și eu șmecher, nu sunt prea, nu? Da, când te-ai prins? De la început, dar nu am zis foarte talent. Uite, un băiat inteligent. Nu-i strica farsa, ca alții. Păi nu v-am stricat. Trebuie să fie puțin așa, nu? Un mesaj pentru susținătorii tăi acum pe vlog? Îi iubesc pe toți și cei care nu sunt susținătorii mei, îi iubesc și pe ea. Sunt Hamude, în Hana și în Vremude m-am trezit și toate fetele sunt bune. Să ascultați și ultima piesă a lui Hamude, pentru că e o piesă foarte frumoasă, da? Mulțumim! Să ascultați și să faceți multe TikTok-uri pe ea. Mulțumim. Reacții multe. Ok, mulțumim, Hamude, te pupăm și mulțumim din suflet. Pup. Și noi, pupi, pa! Da, de ce te prinde ta? De ce? Am o idee, vrei să o sunăm pe Cas? Pregresul, da. Mamă, Cas este fata care cântă cu Hamude, dar dacă vedeți cum auziți cum vorbește, muriți de râs, e foarte drăguț așa și dulce și nu se prinde. Unde pun și eu mucul ăsta? Mă, Nino! Mă, scuze. Nu! Mamă, direct în tigaia aia, așa țin. Băi, hai să o sunăm. Hai. Dă-mi răspunde la asta sau nu? Alo? Bună, Cas, ce faci? Bine, uite, ești pe la ambasă. Auzi, uite, sunt cu un susținător de-al tău, m-a oprit cineva și mi-a zis că te susține foarte tare și că își dorește din suflet să zică un bună sau ceva de genul, dar vezi că nu vorbește foarte ok, adică are niște probleme. Să te chinui un pic să înțelegi. Nu râde sau... Ok? Ok. Bine. Alo? Alo? Alo, bună! Bună! Îmi face o melodia ta! Vă mulțumesc foarte mult! Apreciez! Aia cu care scoți acum! A, da, vă mulțumesc foarte mult! Încă mai faci o melodie reală? Păi asta nu știu!
cât de curând. Dar tu de ce ești așa acum cu părul creț? Practic am părul creț, da, doar că, nu, ce să zic. Ești foarte frumoasă. Îmi place melodia aia ta când te duci la liceu, te ții după fundul meu. Aia e a noastră, nu e a ei. Uite. Da. Aia e melodia mea. Da. Îmi place mult numele tău, să mai scos de melodia asta, Rita. Nu sunt Rita, vă rog, până sunt Cas sau Claudia. Că de Cas de la cine? De la Cas la vin? De la ce? Dar ce v-aș porcul acolo? Dar ce zic eu și Nino? Caz, mulțumim, te sunăm după vlog, te iubim, mai că te sunăm mintea după. Te pupăm! Familie, ăsta a fost vlogul nostru, voi bine, te-ați dat un mare, mare like, aveți și dacă mai jos. Vreți și episodul 2, să ne gândim bine pe cine sunăm, Nicola Sax nu a răspuns, probabil că doarme, dar o să-l sunăm în episodul următor, ups, și alarma. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați share pe Facebook și o să revenim cu tot felul de farse și chestii interesante. Nu uitați să-i dați follow și lui Nino, aveți Instagram-ul în partea de jos. Și ne găsiți și pe TikTok, hai să facem acum 20.000 de like-uri, da? Dea. Nino Escobar și Tina Dream! Escobar, bă! Nu uitați să dați share la vlogul ăsta și haide să ne distrăm și să le vedem reacția. Da! Oam, vă iubim! Banii tăi sunt toți la mine, nu ți-ar fi pic de rușine. Îți dau start la sărăcie, chiar acum pe pandemie. O nevastă, stai așa, nu vreau să-ți fac inima rea. Am și eu poftele mele, tu ești una dintre ele. Așa, așa, mișcă-te așa. Bum, 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 țină tot așa. Așa, așa, mișcă-te așa. Bum, 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 țină tot așa. Așa, așa, mișcă-te așa. Bum, 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 țină tot așa. Așa, așa, mișcă-te așa. Bum, 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 țină tot așa. Dar recunosc că te iubesc și fără tine nu trăiesc. Nevasta mea, nevasta mea, doar tu rămâi șefa mea. Dar recunosc că te iubesc și fără tine. Nevasta mea, nevasta mea, doar tu rămâi șefa mea.